quatro diverse. Pensando no nosso, se um do dia, se lá foi todos os exílios. Dacă privește proiectul 3, eu aș avea o solicitare. Am discutat cu domnul secretar înainte de ședință. Eu aș solicita, chiar dacă el nu se portează, este doar adus spre informare, dar se discută în ședința de Consiliu Local. Și vorbim de un raport acțiții de conturi care conține destul de multe chestiuni de noutate pentru fiecare dintre consilierii locali. Eu aș propune să retrageți de pe ordinea de zi și să puneți la ședința următoare pentru a putea să-l citim, pentru că mulți dintre consilieri nu au primit materialele pe mail, am înțeles că a fost o problemă cu... Sunt de acord. Mulțumesc tare mult. Deci atunci ordinea de zi se simplifică, rămân 3 puncte. Trecem la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii în consiliu. Atunci cine este pentru ordinea de zi cu cele trei? Împotrivă? Trecem la ordinea de zi, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 132 din 13.04.2022. Privind aprobarea depunerii cererii de definanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții extindere rețelele de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Vorsești. Inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Vă rog, domnul secretar. Având în vedere recentele modificări legislative în vederea încheierii contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru obiectivul de investiție extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Vorsești, este necesară modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 138/2022, respectiv modificarea direcției generale conform normelor reglementării, precum și aprobarea formularului conform anexei la proiect. Pasele cele prezentate, vă rugăm să vă eliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu este nimeni. Mulțumesc. Proiectul a început cu majoritate de voturi. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, județul Bacău. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Prin adresa înaintată de SCR de Logazbrit, se solicită acordarea dreptului de uși servitus asupra suprafeței de 155 de metri pătrați, terenul aparținând municipiului Onești, pentru a avea de extens a construcției electrice, în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești, cu ce au ca obiectiv creșterea capacității rețelelor electrice de distribuție în municipiul Onești. Cu astea de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Comisia 1. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Nu sunt. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Deci a trecut și acest proiect. Trecând peste proiectul 3, deci ne ducem la 4. Probleme de interes local diverse. Dacă se înscrie cineva pentru discuție. Ar vrea să întreb pe domnul primar. Spuneți-mi nouă, ce lucrare desfășoară acolo în avansamente de... Al diarului Cașe, spuneți, nu? Al diarului, lucrare, toată lumea întreabă și nu. Da, nu știu, că am avut ocazia să vorbesc despre lucrarea respectivă. Este o lucrare, am solicitat, am avut o discuție cu directorul, cu domnul Relu Adam, cu directorul Ava Siret și i-am adus la cunoștință problemele alghii râului Cașin la modul în care este colmatat. E o decolmatare și o regularizare a cursului râului. Va fi un terasament de aproximativ 5 metri în lateral, terasament drept, două maluri inclinate și alghia râului undeva la 40. Cum? Se schimbă cursul? Nu. Deci se va regulariza. Lângă digurile de beton vor fi două terasamente drepte pentru loc de plajă. Vom pune iarbă, gazon, vedem cum amenajăm. Vor fi terasament drept
5 metri, inclinație pe încă 5-6 metri și fundul albiei râului drept și decolmatat. Va fi un curs de aproximativ 41-42 de metri deschidere curată pe, și dreaptă, adică nu va lovi malul, dacă va fi să vină, Doamne ferește, vreo viitor, va putea traversa ușor Olnește. La momentul ăsta sunt locul unde sunt foarte multe aluviuni aduse și mult prea colmatat. Se va regulariza. Unde e prea mult, îl vom duce mai sus, mai jos. E o lucrare care, din punctul meu de vedere, undeva numai motorina, cred că este undeva la 5-6 de mii de lei. Era mult prea greu să... Adică era mult prea greu, dar am găsit înțelegere la Basiret și rezolvă ei problema asta. Și până unde va merge pe avut? Până... Discuția este de la pod până la podul de la Axinia. După ce vă termina, voi insista să ne mai lărgim, dar n-am forțat mâna la ora actuală. Eu sper că vom găsi înțelegere să ne ducem măcar până la, și în partea de jos, până la vărsarea în Troduș. Să nu fie să blocheze în dreptul podului, să treacă și după pod în jos. Și eu sunt sigur că vom găsi înțelegere la, din partea conducerii a Pasirei. No, eu am mai solicitat treaba asta și în primul mandat. Acum se pare că e o conducere mai deschisă la colaborare cu municipiul nostru și... Cum? E parte și obligația lor să amenajeze. Era obligația lor de 60 de ani, de când s-au făcut... Dar acum v-am spus, am găsit înțelegere dintr-un telefon, a doua zi domnul director a venit la Onești. Am văzut un pui la două luni după discuții, au primit utilajele și va veni și buldozer, nu știu dacă a ajuns și buldozer, a fost doar va veni și un buldozer care să niveleze toate zonele astea. Acum deocamdată îi scavează ca să nu fie cursuri de apă după săpătură și pământul celălalt să pute să facă terasamente egal și pe malul alt. Pe malul alt e prea aproape, în unele zone este, a ajuns până lângă digul de beton. Dar va face același terasament egal și pe o parte și pe alta. Va fi, eu zic că va arăta bine, vom pune, intenționăm să compensăm și cu stâlpi, acolo unde nu avem lumină, să adiționăm stâlpi, să punem și o linie pentru promenadă de stâlpi de jute, pe toată lungimea malului ca și vom curăța digurile. Până vom prelua, acum n-am mai urgentat preluarea albiei râului, până nu termină lucrările astea, că dacă o preluam, nu le mai făcea. Continuăm demersurile de a prelua albia râului în Cașin după ce se rezolvă regularizarea asta. Și după aceea vom, cred eu, vom găsi finanțare să facem din albia râului Cașin, într-adevăr, o perlă. E o mare valoare pentru Onești, putem face ceva deosebit din albia râului Cașin. Da, nu sunt convins că veți găsi, pentru că... Așa, cred eu că vom găsi. Lucrează. Dacă spuneți de drumul spre fabrică, s-au intrat. Au început să pregătească. După ce au să fac... După curbe. Sunt câteva traversări și după curbe. Au intrat. Au plecat din curba la dreapta. După cealaltă la stânga. După la stânga, da. Ei au lucrat acolo. Au intrat în dreapta, merg pe lângă. Și în stânga, toate traversări, tot ce au stricat, fac. Eu zic că într-o săptămână termin. Astăzi terminăm de asfaltul tot ce înseamnă interior. Se asfaltează 13 septembrie, dacă nu chiar s-au și fi terminat. Mai avem niște mici traifuri pe Avântului. După care, mâine vrem să intrăm să asfaltăm o bucățică care e betonată de 10 zile pe scutarului, să mai descongestionăm și acolo. Am promisiune că pe data de 26 pregătesc pentru asfaltare Redului, Angel Saline și termină și scutarului. Eu zic că dacă dintre, după 26 nu plouă, pe 1 august ar trebui să terminăm cele mai mari probleme, să ne rămână doar local traversările de pe Libertății, dar nu încurc atât de tare circulația. Cartierul v-a spus pe 26, mi-au promis că pregătesc pentru... Dați din cap, eu vă spun astăzi, am avut. În fiecare luni îi chem pentru întâlniri și... Am văzut cu prea zi și două zile, adică nu... Eu v-am spus că astăzi am avut discuții cu ei și au zis că pe 26 îl pregătesc pentru asfaltare. Peste 10 zile? Da.
și inclusiv Redului. Redului și scutatului îl termin. Asta zic, bun, nu o fi 26, o fi întâi. Dar eu zic în maxim 5 zile după întâi, mai mult de 5 zile după întâi, nu durează tot ce am povestit acum. Caraclăul e pregătit când avem o zi liberă, asfaltăm Caraclăului. M-a spus, astăzi asfaltăm un segment de pe cel și turnat de tonă de acum 10 zile de pe scutarului. Joi sau vineri, dacă vremea e bună, asfaltăm traversarea de la poliție. La fel lăsăm să întărească opus, să acum niște balastru peste beton, dar lăsăm să întărească bine, să nu mai există riscuri de lăsat. Din punctul meu de vedere, pe 5 august ar trebui să nu mai avem probleme mari. Vom mai avea doar local la cele cămini, între la care mai lucrează sau sub traversările de pe Libertății. Profit de ocazie, de la ultima întâlnire am mai atras niște bani europeni și bani guvernamentali. Poate dintre dumneavoastră știți, am reușit și am obținut finanțare pentru dotări la școli, mobilier, echipamente în valoare de 18 milioane. Fiecare școală din oraș va fi dotată atât cu mobilier, cât și cu diferite aparatură digitală. Nu știu la care sens să dau citire la lista, dar lista este publică, nu cred că e necunoscută pentru dumneavoastră. Astăzi, după cum ați văzut, am mai obținut o finanțare ca Angel Saline de 6.600.000. Bani care inițial noi i-am pus, nu toți, dar o parte, 7 milioane pentru gaze, i-am pus din bugetul local. Acum câștigând acest proiect pe Angel Salini, banii vom redirecționa pentru Calea Ajutului, că avem o finanțare la Calea Ajutului de vreo 6 milioane, nu mai bine, nu ne ușurează, nu ne mai pune în dificultatea de a scoate alți bani din circulație, vom muta acești bani. Mâine, probabil, vom mai avea o ședință de îndată, trebuia să intre astfel proiectul pe ordinea de zi. Nu ne-a venit avizul încă de la CNI, am trimis hotărârea de Consiliu și trebuia să ne trimite, dar auzi, să nu insistăm foarte tare, să fim foarte atenți, să nu mai trebuiască să o modifice. Vom obține finanțare pentru, ca să iau exact denumirea, construire, bazin de not didactic și agrement, un proiect în valoare de 30 de milioane de lei, 36 milioane de euro. Urmează să predăm amplasamentul, suntem în faza de a preda amplasamentul, pentru că există un proiect tip la CNI, sunt proiecte la fel ca și creșele, predăm amplasamentul și îl fac ei. Construcția se va realiza la fostul poligon, pe terenul fostului poligon. Nu pot, chiar dacă mă repet, chiar dacă vor fi comentarii, nu pot să nu reamintesc odată cu intrarea Partidului Social Democrat. Lucrurile s-au schimbat în bine în România și mai mult pentru onești. Iar lucrul ăsta mi-l asum. Zilele trecute, m-a întrebat zilele trecute în mediul online dacă mai sunt la PMP, dacă am intrat în PSD. Mă uit în ochii oneștenilor și le spun că deocamdată sunt la PMP. Nu am intrat în PSD, însă pentru câte lucruri bune au făcut cei din conducerea Partidului Social Democrat pentru Onești și sprijinul care l-au adus, dacă va fi vreodată nevoie de mine, cu siguranță voi spune prezent. Îmi asum acest lucru, eu nu umblu cu jumătăți de măsură, nu merg la două capete. Le-am punctat pe toate în beneficiu Oneștiului, nu în beneficiu meu. Am spus acum câteva luni că m-aș fi dus și la UNPR, dar și la UDMR, dacă aia era varianta câștigătoare pentru România și pentru Onești. Dar nu sunteți la PNP și luați bani de la PSD, de la PNL? Mi-aș fi dorit să iau și de la PNL bani, dar nu mi-au dat ocazia să... Au fost PMP-ul, PNL-ul, au avut pâinea și cuțitul în mână și ne-au cam... ars pe Onești, ne-au pedepsit pe oneșteni. Doar ne-au sărit. Haideți, vă mai întreb și ceva legat de Cinema Oitus. De Cinema Oitus, în această toamnă ne vom apuca pe bugetul local. L-avem depus la CNI, n-am obținut finanțare, am obținut finanțare pentru bazinul de not. Mi s-a părut mai important
cinematograf aveam, era varianta și cu cinematograful, doar că valoarea cinematografului era doar de 9 milioane, valoarea bazinului de 30 de milioane. Mi s-a părut cea mai bună, asta a fost părerea mea, prin cea mai bună investiții care o puteam atrage, din ce puteam atrage de la CNE. În toamnă intenționez pe buget, pe bugetul local să ne apucăm să-i facem cel puțin exteriorul și în primăvara viitoare, dacă nu găsim finanțare pentru interior, să-l facem din bugetul local să reabilităm întregul cinematograf. Dar eu vreau să nu intru în iarnă fără a-i da o față frumoasă, cel puțin exterior. Izolație, la acoperiș, că sunt probleme mari de infiltrații, vom face întâi izolarea acoperișului, după care vom pune polistiren și vom da o față să arate sensibil la asemănător cu biblioteca, să aibă cam aceeași față. Mozaic? Ăla nu-i mozaic, e o gresie pictată, nu se va. Da, se vă curăță. Imaginați-vă când nu se dă, ăla se curăță, eventual se recondiționează. Nu în cap de discuții. Eu vorbesc doar de pereți lateral. Nu știu dacă e patrimoniu UNESCO, dar nu are importanță. Oricum nu-l dăm jos. E o imagine care e reprezentativă. Da, este o pictură pe faianță, nu e mozaic, nu e o faianță pictată, dar încă o dată spun, sub nicio formă, ăla e o imagine reprezentativă pentru noi și dacă ne va permite legislația să o recondiționăm, să o... nu știu, nu-mi dau seama. La momentul ăsta, nu intenționez decât pereții laterali și acoperișul să-l facem în toamna asta, cumva să-l conservăm. Iar în primăvara viitoare, pentru că vom ieși un pic, voi respira un pic în privința banilor, în anul ăsta avem foarte multe investiții pe infrastructură, cel din bugetul local, undeva avem 6.300.000 adjudecate contracte pentru pavaj și încă un contract de 1.700.000 în derulare la momentul ăsta, nu e adjudecat încă, dar înțeleg că sunt înscriși 3-4 ofertanți. Sunt 3-4 oferte, sperăm să coboare prețul, dacă sunt mai mulți. Să terminăm, vreau anul ăsta și în primăvara anului viitor, dacă ne mai rămâne vreun capăt, să terminăm cu tot ce înseamnă pavaj, refacere, parcări, acolo întreg asfalt, eventual varianta redului, să o returnăm complet, dacă nu se mai întâmplă nimic până primăvara. Acum o refacem doar ce au lucrat, dacă nu se mai lasă nimic până în primăvara viitoare, vom aștepta tot și vom încerca să returnăm pe cât posibil zona respectivă. Eu sper că în să nu ne prindă toamna viitoare fără un oraș cum trebuie, adus la lumină. Cu gaze, cu asfaltări, cu pavaje, cu locuri de joacă schimbate în toate incinte. Spre dezamăgirea dumneavoastră, chiar sunt tot oameni în oraș. Pe toate direcțiile. Nu știu unde vă informați dumneavoastră, dar a devenit mai atractiv, începe să devină mai atractivă România decât alte țări. Cu 2000 de euro nu trăie. Un meseriaș bun, în România, sub 1000 de euro nu câștigă. Cu 2000 de euro trăiești mai prost în Italia sau în Anglia decât cu 1000 în România. Și încep, încet, încet, oamenii se întoarcă înapoi. A, care n-au chef să muncească sau nu știu nimic, câștigă 500 de euro și în România, că nu mai e salar sub 500 de euro. Sub nicio formă. În onești. Dar un meseriaș bun, în construcții cel puțin, 1000 de euro ia în mod normal. Dar dincolo nu ia. Ia 2.500, ia 3.000. Da, dar doarme în patul lui, doarme lângă familia lui, deja. Ăla de 4 ia și aici 2. Sunt și în România salarii de 2.000. Da, nu mai contează. Eu zic că încet, încet intrăm într-o normalitate. Dacă va fi să ieși atractiv, punește în alte puncte de vedere. Dacă dați voi 100 de 4.000 nu-i dă degeaba. Doar să fie foarte meseriat, dar e bun meseriat. Primar peste an, nu-i tindi spatea, frate. Nu-i frumos. Adică nu înțeleg. Unde aveți voi muncitori? Care noi? Eu n-am niciun muncitori, vorbesc cu dumneavoastră. Voi, că de la PSD zici. De ce spui, domnule, că 2.000 de euro? Muncitorii noștri de la PSD? Ce muncitori aveți în România cu 2.000 de euro? Sau la Onești? De ce nu tindi scoarta? Sofer la Onești, la un bucă de scoate. Cum, dar mai sunt activitări cu 2.000 de euro. Nu-i doar că... Eu spun că la momentul ăsta în Onești, dacă cineva vrea servici dimineața, se trezește, până seara refuză 20 de posturi, are de ales.
Nu există vreo societate, sunt puține societăți în oraș care nu caută salariați de la manipulant până la cel mai bun specialist. Dacă îmi permiteți. Haideți să lămurim și problema asta, că eu de mult. Chestia asta că nu, angajatorii au o problemă că nu găsesc oameni. Nu, angajatorii au o problemă că nu găsesc oameni pe salariu minim. Da? În momentul în care salariul minim... Ba da, domnul. Salariul minim nu prea mai există. Eu vin de realitate. Știu, eu vin din mediul de afaceri și la firmele la care le-am, am aproape 300 de angajați. Știu ce. Despre asta e vorba. Ce face, ce știe fiecare și ce face. Care vrea să-și depășească condiția, își depășește. Dacă e șef din magazin, automat ia salariu mai mare. Dacă e șef de tur, ia salariu mai mare. Dacă e casier, dacă e depinde ce... Dacă nu vrei să faci nimic și nu vrei, dar dacă vrei să-ți depășești condiția, câștigi un pic mai mult. Mulțumesc! Deci am lămurit problema. Da. Am lămurit. Hai să vă mulțumesc. Vreo problemă? Dacă nu, declar închisă ședința de astăzi și ne întâlnim mâine.